Un bărbat a murit la 82 de ani fără să vadă vreodată o femeie și nici măcar vreun film sau un autoturism, dar asta a fost alegerea lui. Acesta a fost un călugăr ortodox grec de pe muntele Athos, loc în care și-a petrecut toată viața. Mihailo Tolotos a fost călugăr ortodox grec de pe muntele Athos, loc în care și-a petrecut toată viața. El s-a născut în jurul anului 1856, iar mama lui s-a stins la doar câteva ore după ce a venit pe lume. Tatăl lui nu era cunoscut și alte rude nu au vrut să aibă grijă de el, așa că a fost abandonat pe treptele mănăstirii de călugări din vârful muntelui Athos. Mănăstirea l-a primit și a devenit noua lui casă. A fost crescut și educat în mănăstire și nici măcar odată n-a simțit nevoia să treacă de porțile acesteia, deși putea să facă asta. Așa se face că Mihailo Tolotos nu a văzut niciodată o femeie, pentru că accesul acestora a fost interzis în mănăstire încă din anul 1060, printr-un document bisericesc rămas în vigoare și în zilele noastre. Și a trăit întreaga viață în izolare, ferit de lumea exterioară. El a murit în anul 1938, la vârsta de 82 de ani. Lui Mihailo i s-a organizat o înmormântare specială, pentru că ceilalți călugări de pe muntele Athos erau convinși că era singurul bărbat din lume care a murit fără să știe cum arată o femeie. De asemenea, el nu văzuse niciodată o mașină sau un avion și nici măcar un film, însă știa de existența lor. Călugăr ortodox grec locuia pe muntele sfânt, muntele Athos. Este un munte și o peninsulă în nord-estul Greciei, în regiunea grecească Macedonia Centrală, unde sunt 20 de mănăstiri, 12 schituri și o mulțime de chilii călugărești ortodoxe, în care trăiesc în zilele noastre mai mult de 2000 de monahi ortodoxi. Muntele Athos este unul dintre cele mai importante centre ale lumii creștine ortodoxe. Primii călugări au ajuns pe muntele Athos în secolul al IX-lea. Astăzi, peste 2000 de călugări din Grecia și multe alte țări, printre care România, Republica Moldova, Georgia, Bulgaria, Serbia, Rusia și Statele Unite, trăiesc o viață retrasă pe muntele Athos, izolați de restul lumii. Mănăstirile adăpostesc colecții neprețuite de artefacte bine conservate, inclusiv cărți rare, documente antice și opere de artă de o imensă valoare istorică. Muntele Athos este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO din 1988. Printre nenumăratele comori ar fi și Sfintele Daruri, despre care se crede că au fost oferite de cei trei mași de la răsărit pruncului Isus. Pentru vizitatori, viața simplă a călugărilor poate părea arhaică, dar bărbații care au ales să trăiască acolo spun că au o existență pașnică și fericită, relatează Digi24.ro.